Aducem emoții, bucurii în casa ta. Mulțumesc. Și în primul rând vreau să mână această poartă, să ducească cât mai mult viața ta frumoasă. Așa. Dar mai mare nu era? Ești mai mare, sigur. Așa, cineva să mă ajut, din băieți, da? Ați mă ajut, te rog. Uite, fructele sunt ca să ca ai nevoie de vitamine, neapărat să le consumi. Așa. Iar șampania aceasta ca să sărbătorești împreună cu familia, cu prietenii, cu cei dragi. Dar la vitaminile se trebuie în coniac. Iar aceasta este ceva exclusiv. Da, sunt chiar fulgi de aur. Cred că ați o sărbătoriți la o ocazie specială, poate și azi. Dumneavoastră să decideți. Este pe dumneavoastră, ies consumă chiar așa. Mersi mult. Așa, și mai avem un mesaj de felicitare. Dar din poate cu crezi că poate fi așa surpriză? A familiei? Exact, este din partea părinților tăi, care foarte mult te iubește și regretă că nu poate să fie la acest eveniment la moment, dar cu inima și cu sufletul este mereu lângă tine. Și n-a uitat. Și mi-a transmis un citat căsărăcit pentru tine. Viața ne oferă multe încercări și ne dă posibilitatea de a trece prin multe obstacole. Astfel, de ziua ta, eu îți sunt alături cu sufletul și îți urez în călduros la mulți ani. Dumnezeu să te aibă în paza Lui, să-ți ofere toate bunătățile vieții și să guși din ele în preajma celor mai dragi persoane ție. Nu uita că succesul și fericirea ta va urma în toate măsurile tale, iar bucuriile să-ți surâdă la fiecare pas care îl face în lume. Cu multă dragoste, îți urez o viață liniștită, te pup, părinții tăi. Și noi din partea companiei noastre dorim multă sănătate, bucurie, să treci toate obstacolele vieții doar cu bine și cu noroc și să nu știi niciodată din necazuri. Poate dacă ai și tu ceva să-i transmiți părinților. Vreau să le spun că îi iubesc foarte tare și mulțumesc pentru surpriză. Și aștept că mai curând să vă întâlniți la o masă rotundă, da? Speriam.